artist, tu ca artist, trebuie să te îmbraci și tu altfel, să te prezinți altfel, să te reinventezi, să te pavoazezi. Mâine mă îmbrac în roz. Da? Da, un bărbat care se îmbracă în roz este sigur pe el. Puterea lui. Puterea, da, de a convinge. Ursului. Da. Ai văzut-o pe Analescu în ultima perioadă? Ce ai vrut să spui cursului? Iartă-mă, îți inspir ceva? Da, e o cremă pentru pentru băbulcătură, gheara ursului se numește. Ți s-a părut că am nevoie de o gheară, de urs aici pe spate? Nu, nu am spus asta, voiam să spun, însă, dar nu mai lăsat, bineînțeles. Că Analescu se reinventează, cum spune toată lumea, de fiecare dată. Un nou concept, o nouă Analescu. Durează până seara. Da. Vreau să văd până unde. Norocul tău că sunt doar două astăzi. Ar fi trebuit să fie patru. Se descurcă. Dai seama că ne lua toată emisiunea. Se descurcă și cu patru. Haideți să ne așezăm dacă avem loc. O să te rog să te așezi și tu dacă poți. Mie mi s-a stricat umbrela, brela, brela. Cum era piesa? N-aș mai spune asta dacă aș fi în locul tău. Rabatează-o și hai să... Lasă așa deschisă, colega. Să nu uiți că ai un microfon. Ai un microfon. Am mai multe, da. Ai mai multe? Da. Fetelor, de ce v-am invitat? Da. Prima supoziție, de ce v-am invitat? În primul rând... pentru că suntem foarte drăguțe, delicioase, simpatice. Puțin zis. Avem un single nou, da, oferit. Pe care l-am ascultat și care e foarte drăguț. Se numește Old School. Da. Produs de Papo și Vlad de la Trupa Zero. Da. Și avem un videoclip tare colorat. Da. Produs de Alex Ceaușu. Și o colaborare frumoasă. Noi, de fapt, nu v-am chemat numai pentru asta, ca să știe toată lumea ce mi-ai spus până acum. Ci pentru că voi sunteți nevoite, prin natura lucrurilor, să mergeți de colo-colo, fără iubiții, soții, verișorii de gradul 4 cu care... De acord. Așa. De pildă, sunteți... Uite, situație ipotetică. Suntem într-un concert la Suplacul de Barcău. La Suplacul de Barcău, toate trei, neînsoțite... ca niște uițe neprihănite, gata să fie vizitate de lupul cel rău. Și lupul care este sus pe o stângă și se linge pe rănile lui. Asta zic, că dacă se și linge pe rănile... Și se uite la căprițele acelea cum zbur de ele acolo. Și el tot își linge rănile și tot așa. Și tu continuă, te rog, draga mea? După ce rănile se vindecă, lupului vine o idee nouă. Năstrușnică. Ce-ar fi să le las naibii de răni și să mă dau la oițele cele neprihănite? Să încerc și cu ele o șmecherie de gen. Pe voi cum vă cheamă frumoasele mele? Nico. Nico? Și Lumi. Nico și Lumi. Nico, ți s-a întâmplat vreodată ca lupul cel rău să fie clar cu ochii pe tine în timp ce tu erai în mijlocul acțiunii? Tu aruncai cu piciorul în stânga, aruncai cu piciorul în dreapta și ce să vezi? Lupul? Hou! Treaba lui. Nu te interesează? Nu. Lumi. Nico? Ana. Până și lupii simt de departe dacă trebuie să se apropie sau nu și... Dreptate ai. Noi nu avem probleme de genul. Eu dacă aș fi soțul vostru... Și când spun soțul vostru, mă gândeam la toate trei dintr-o dată. V-aș ține numai închise în casă. Toate trei dintr-o dată? Îmi place despre tine. Un harem așa, asta, undeva în subconștientul tău. Foarte frumos. Păi, îmi place. Eram sigură că o să te gâdil. Și cum a fost... Deci v-aș ține pe toate sub paza armată. Gelozia mea ar depăși orice limite. Eu aș fi bărbat în situația în care n-ați înțeles. Deci eu aș fi acel bărbat a cărui gelozia ar depăși orice limita suportabilității voastre. Dar este... Acum lăsăm puțin gluma deoparte. E foarte greu, este foarte greu să-ți vezi iubita pe scenă. Da.
în toată splendoarea ei, provocate uneori, pusă în anumite situații unde ar trebui să iasă uscată din apă și în continuare ca o levă de sexy, ce este? Băi, este foarte greu, îți stai inimioară așa, zic eu așa, da, nu știu, nu s-a confesat nimeni până acum, dar eu așa cred. Da, Adrian, nu ți-a zis niciodată? Niciodată, nu mi-a. Când te văd pe scenă și sunt însoțit de încă vreo 5 băieți pe canapea. Păi da, și-ar călca el orgoliu și alea, nu s-ar întâmpla niciodată. Păi poți să faci ce vrei, oricum, te simți bine, asta e minunat, dacă ești fericită, asta eu sunt fericit de 10 ori mai mult. Frăjeri de-asta. Nico, lumii, și la voi tot așa? Iubiții voștri, prietenii voștri sunt de acord cu, adică niciodată nu s-a pus problema, de unde vii la ora asta? Niciodată. Mă, pe ce lume trăiesc fetele astea? Mă, unde au găsit ăștia, mă? Adevărul este, nu, sunt cam norocoasă, crede-mă pe cuvânt că sunt, simt că sunt norocoasă. Nu vreau să vorbesc foarte mult pe tema asta, dar am mai avut și alte relații și nu s-a închegat, știi cum... Să fie așa ciulama, mai vine, mai pun puțină făină. Da. Smântână, nimic. Au fost cântei, au fost niște discuții în cazul de față. Cu Adrian nu avem. Adrian înțelege mult prea bine, face meseria asta împreună și știe foarte bine despre ce este vorba. Chiar nu că nu e el gelos, nu că nu sunt eu posesivă și geloasă, nu. Dar... Eu pe tine te simt posesivă și geloasă de la un kilometru. A, da, sunt. Crede-mă. Dar nu reușești să ascund asta? No, după miros. De când te-am cunoscut, am zis. O femeie care pictează așa cumva cu influențele lui Sabin Bălașa, trebuie să... Că știm și... Mocnească în ea. Da, nu? Să mocnească în ea. Flacăra asta și ce rămâne după. Tot mocnește. Tot mocnește, nu? Da, cum să nu? Există dragoste fără gelozie? Nu știu. Nu cred. Dacă mă întreb pur personal, da? Dacă nu m-aș lua după cărțile cu care mă îndeletnicesc, dacă nu aș... Nu, personal, așa, eu nu cred. Adică, fără acest gol în stomac, fără împunsăturile cele pe care le simți în inimă, deși nu doare, da? Uh-huh. Dar mi se pare că s-a întâmplat ceva, nu există. Zic păi eu, nu există. Cumva te contrazici, dacă înțelegi. Înțeleg. Adrian nu e gelos. Asta vreau să spun, că nu și încalcă. De fapt, nu el e undeva. El doar înțelege. Raționamentul în cazul acesta primează. Rațiunea. Aha. Înțelege, dom'le, asta este treaba. Nu avem cum altfel. Nu am cum să-i cer femeii ce nu poate să-mi dea. Dar cealaltă iubire a vieții tale, după care te-ai căzut în șpagat pe 6 scaune, Adam, nu este gelos? Adam? Doamne, da. Ferește, mare fel. Despre el ar fi trebuit să discutăm. Într-un mare fel. Da, este ceva... Cum pun eu mâna pe Adrian? Cum, dacă îndrăznește el să mă sărute sau ceva, și imediat hop-top între noi. Dar pe mine cine mă iubește? Dar pe mine cine mă pupă? Doamne, nu se poate. Deci chiar cred că Adam e foarte, foarte gelos. Jur. Am mai văzut copii, dacă el... Îl încurajezi sau îi spui, te iubesc oricum și pe tine, nu mai fi gelos, ta-ta-ta? Da, îi spun, nu mai fi gelos, mami te iubește și pe tine, bine, paruschi, așa. Dar el, mi se pare că nu prea mă crede. Da! Adică nu se lasă așa, doar că zâmbește așa într-un colț și se aruncă în brațe și ușor îl împinge pe tatălui. De exemplu, am stat la film zilele astea, știi cum? Se întâmplă să vezi după drumurile astea lungi, după să stai și tu liniștit în pat, nu? Corect. Nu s-a putut. A trebuit să stea între noi și așa cu mâinile așa și mamea mea, mami e doar a mea și nu și nu știu ce. Și Adrian a stat așa cu mâinile la ceafă și s-a uitat la cred televizor. Cred că este singurul băiat în favoarea căruia cedează. Luminico. Simpatic. Vreuna dintre voi e geloasă? Să nu spuneți da, că eu niciuna zic că sunt... nu. Da, da. Amândouă. Doar că nu sunteți gelozite și n-ați suporta un asemenea jug. Astea sunt femeile, stimați respectatori. Și eu sunt exact la fel. Dacă ești gelos pe mine, mă supăr. Dar eu pot să fiu dragă pentru că eu sunt femeie. Și problema la femei și la bărbați este că sunt egali, mai ales ele. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să aflați mai multe adevăruri în această situație, am pregătit un joculeț. Răspunsuri adevărate în frazele completate. Atenție, Teo și Ana Lescu. Voi pe, două, pe echipe? Nu, separat. Voi două puteți să o ajutați doar pe Ana
Dacă, și pe mine cine mă ajută? Tu singură, dragă. Eu. Vreau să aflu adevărul și numai adevărul. Puteți să-mi arăți completează fraza, da? Nu. Acum, în direct, Analesco. Primul sărut a fost... Aici am scris când am făcut eu, nu trebuie să citești tu. Primul sărut a fost la vârsta de... Primul sărut. Sărut. Nu pupic, sărut. Da, știu, da, French kiss. Da, da, French kiss, yes. E cu limba? Da, French kiss. French cred kiss. Că a fost la 16 ani. 16 ani. Curat, și știu și unde. Blocului, și eu la fel. Unde? Pe lateral, în grădinița de copii acolo. Chiar pac, în pac, era o gaură stării. Într-un zi. Oriunde ar fi fost ea binevenită, nu, da? Nu, bine să zic, într-un zid, într-un gard. Și frumos ne-am furișat acolo și ne-am pus într-o... A, ceea ce înseamnă că știi și cum îl cheamă. Sigur că bravo. Vârsta? 16 ani. În fața blocului era mama plecată în delegație, m-am pupat cu el și am crezut că a rămas însărcinat. În fața blocului? Repede! Repede! Primul sărut la vârsta de zi, da. 15 ani. 15 ani? 14 ani. Mai repede, astea. Deci mici. Tu ai crezut că ai rămas însărcinat după ce păi te-ai pupat, așa era pe vremea Luceașcă. Nu vrei să se pupau și după aia umblau cu copilul în căruț. Aha, înțeleg. Cea de-a doua întrebare. Eu altă spaimă am avut când am făcut ceva prima oară. Prima oară aveam 7 ani și am urcat la etajul 13 la mama și am spus că sunt gravidă. Oh, păi da, mămica ta a trăit multe. Nu, mămica mea era sănătoasă la cap și a râs foarte mult. M-am întrebat cum s-a întâmplat, i-am explicat că m-a pupat Roberto. Important, un aspect prima important. Ta notă la școală a fost? Da, nu. Foarte rău. Prima notă. Am fost, noi am avut 1, 2, 3, 4, 5. Da. Da? Cum se cheamă sistemul ăsta? Cincinal. Da. Cu cifre, nu cu calificative. Nu foarte bine, bine, nu? Ai avut 1, 2, 3, 4, note. Acum, cum ar fi 8? Cum ar fi 8? 4. Cum ar fi 8? De la 1 la 5. Atât aveați voi. Da, eu așa mi-aduc. Da, și ai luat practic un 8, adică un 4 pe vreme. Da. Păi nu e 8 la 4? Da, e bine, e bine. Dumneavoastră? Ce? Prima notă. Prefer să nu vorbim despre acest subiect. Ceva la purtare, ceva o treabă, nu? Nu, la purtare a fost ok, că eram cu minte, dar proastă. Nu, păi da. Cel mai ciudat loc în care te-ai iubit a fost... Iubit însemnând că ce? Iubit, adică... Adică ai făcut, am făcut dragoste? Da, bravo! Cu scântei, cu pasiune, da, cu da, așa? Da, cel mai ciudat loc. Ciudat? Da. Nu știi cu tine. Cu mine nimic, eu nu... Zi tu, mă gândesc. În fața oglinzii, în timp ce încercam să mă spun. Ciudat, e foarte frumos. A fost surprinzător, aș putea spune. Foarte frumos. Dar cel mai ciudat, Nu, în mașină, într-o cabină de probă. De tu să știi tot. Și astea. Pe plajă. Păi aia nu le găsesc ciudate, dar nici nu vorbesc despre ele. Zi, ceva ciudat, cel mai ciudat loc. Bine, dacă vrei, nu știu. Da. Rezemate de o stâncă în dacă apă. Dacă vrea ăsta, da. Normal dintre că vrea. Multe... Prima dată oferte. Când ai spus te iubesc a fost... Mamei mele i-am spus. Mamei mele, da. Părinților mei și rudelor de gradul întâi. Prima dată ai gătit pentru... Ale mele surori. Și tăticul meu, când mămica era plecată? Definește gătit. Gătit, ai făcut ceva. De mâncare, nu? Ciorbiță, un cartof prăjit, un ou ochi. Mamă, da, ce-am... pentru mine. Nu, dragă, pentru cine ai gătit tu? Pentru primul. Mine. Lasă și după? După aia s-a aruncat. El? Nu, mâncarea. Când ai fost cerută de soție pentru prima dată? Odată cu sărutul, nu? Tot atunci. Când ne-am sărutat, tu? Și chiar cu un ineluș cu tot. Al meu a venit, m-a cerut, că aveam vreo 18 ani, făcuse majoratul. Și a venit să mă ceară și mama mi-a zis, tu nu vezi că e mai mic de înălțime decât tine? Cum vii cu ăsta da, acasă? Pentru mamicele conta așa ceva. Da, era și de atunci mi-am căutat numai... Da. Și ți-ai găsit. De fiecare dată. Cea mai mare prostie din copilărie a fost... Prostie din copilărie? Cea mai mare. Foarte multe. Năzbâtie. Doamne, una. Multe, nu știu, multe. Ai dat foc la casă, ce-ai făcut? Nu. Dar una, da, dintre ele, la bunici, cu foarte mulți copii din ăștia bătuți de soare. Inventivi.
Da, de la căldură. Și știi că la bunici sunt tot felul de vase din astea unde se scurge apă de la, știi tu, Dumnezeu, chestii socotel și ploaie. De la ploaie, așa. Da. Da. Noi am găsit o canistră din asta și un furtun și am vrut să tragem din ea crezând că în acea canistră este apă. Și acolo, niște apă, da? A, băi, deci era o soleancă din asta, solearcă, ceva îngrozitor, gen benzină cu ceva sau doar benzină și noi am tras în... în știi că se trage așa, pui da, și puțin, trage da. Așa. Exact. Nu puțin, puțin mai mult, că curge. Ne-am înverzit deja. Așa, hai tu, hai tu, hai tu și eram trei. Același hai tu și tu. Lucru. Și la mine, frate, la mine a nimerit. Și când am tras în cincea oară, mama și-a venit toată benzina aia în gât. Nu pot să vă explic. Uite, vezi? Același lucru l-am făcut verișoare mea acum, dacă vreți să sunăm în direct, doar că aveam țuică de pitești. Batu, ce-am vrut să facem două proaste. Noi am vrut, de fapt, să fie rânțuica, ca să înțelegi. Și-am băgat în, în butoiul lună și cu Dumnezeu să-l odihnească, pac! Și verișoarea mea zice, fii atentă, că am înțeles că trebuie să înghiți de vreo două, trei ori și după aia. Tu. Bine, bus! Și la sfârșit a reușit să se ferme rânțuica. Și atât îmi amintesc, și că a doua zi dimineața la 6, intrând în camera noastră și făcând haideți, fetelor, trezire! Nu, 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 nu mai face așa, nu mai și face ne fac pentru prima oară cam cum după... Mahmureala. Ne-am învățat, ne știm ce facem. Asta a fost cea mai reală chestie pe care am făcut-o în viața mea. Prima lacrimă pentru un bărbat a fost la vârsta de... Micuțe. Micuțe. Micuțe, da, nu știu, chiar s-ar putea să fie bărbat, mult spus, pentru puști ăștia. Și ultima întrebare din jocurețul nostru și răspunsul trebuie să fie scurt. Cel mai gelos bărbat din viața ta a fost? Este Adam. Tata. Asta, bravo. Acesta a fost jocurețul nostru. N-aș fi crezut. Tăticul e gelos? Păi dacă spun că am întârziat și eu 5 minute odată și am venit cu băiatul care trebuia. Și tata era în fața blocului, într-un Alain Delon, cum se purta pe atunci, în maiou pe dedesubt și deschide Alain Delonul și zice astuia. Uite, băiatule, în ce hal mai... Avea blugi pe el. În ce hal m-ai adus? M-am făcut de o băcănie, nu mi-a mai trebuit la niciodată în viața mea. Deci foarte rușine mi-a zis, tu marș la tine în cameră. Am mărșăluit. Zic, și nici n-am mai târziat. Da, treburile erau mai old school pe vremea aia. Astăzi tare, e să știi tu. Totul mult mai relaxat. De asta vreau să venim aici în centru și să ascultăm și piesa voastră nouă, Ana. Frumoasă, da, mulțumim piesa. Foarte și spun vouă pentru că sunteți trei astăzi. Mulțumim. Nu este doar piesa ta, cred, nu? Băgăm și dansatoarele în treaba asta. Mulțumim așa, foarte bravo, mult. Bravo, da, bravo. Mulțumim lumii, Nico și Ana. Ana Lesco, old school. Priviri provocatoare, tu mă încălzești ca un soare, când mă atingi și-mi place atât de tare. Tu îmi alungi norii și îmi aduci fiorii, te simt prin toți sporii. Ce faci mai, baby, merită un story.
crește vina. Uite, baby, cum îmi arde pieptul când ne atingem noi. Explodează termometrul, fierbinte ca soarele. Simți și tu efectul, o arde mai hot decât cel mai hot incendiu. Îmi place cum te pierzi, îmi place cum îți stau deasupra să-mi faci tot ce vrei, eu să-mi iau ce vreau. Ador să fii a mea, ador să fiu al tău. Sunt cu minte, dar cu tine îmi place orice lucru rău. Ure mâna, baby, simți cum arde pieptul. Aduce-te-a.